Și pentru dumneavoastră, dar mergem mai departe, vrem să vă facem cunoștință cu concurenții de la Mizil și de la Brăila. Prietenii noștri au sosit la Festivalul Peștișorului de Aur, doamnelor și domnilor, pentru că își doresc să câștige acest trofeu. Și vrem să le spunem bună dimineața tuturor! Ionel Banu de la Dumbrava, bună dimineața! Sărut mâinile! Și ce să vă spun, peștișorul dumneavoastră de aur mi-a adus cea mai mare fericire reîntâlnindu-ne. A, deci prima. Îl cunoșteați? Da. Îl cunoșteați? Deci asta a fost prima dorință să-l mai reîntâlnim. Dar care a fost prima dumneavoastră întâlnire cu peștișorul de aur? Că să știți că foarte rar oamenii au ocazia să-l întâlnească. Să știți că peștișorul meu de aur eu l-am pretutindene, adică bunul meu Dumnezeu. A, ce frumos! Și nu am nevoie să mai îmi îndeplinească peștișorul nicio dorință, decât că știu că toate mi sunt îndeplinite de bunul Dumnezeu. Da, este foarte adevărat, dar totuși ar trebui să-i puneți... E tremes pentru că... O dorință și peștișorului. Stați să vă spun. E tremes de bunul Dumnezeu, peștișorul ăsta, să-mi întâlnesc prietenii minunați, pe dumneavoastră la fel, și... Mai mult de pește vă poate spune Irina Anghel, că ea este specialistă în așa ceva. Ia auzi! Are scule campioană! Specialista noastră, Irina Anghel! Dați-i microfonul și Irinei, bună dimineața! Ne bucurăm să te cunoaștem! Bună dimineața! Mergi des la pescuit? La foarte multe concursuri. La concursuri. Am trofee câștigate. Și ce faci tu, Irina, la concursuri? Cum să vă adică spun? Mergi la pescuit? Da! La concursuri de pescuit? La concursuri, da. Câștigăm premii, bani, mai multe. Și ultimul beneficii. Concurs câștigat, care a fost? Când ai participat ultima dată? Am participat anul trecut, în iulie. Am câștigat... Ai câștigat marele trofeu? Nu, am câștigat cupa competiției la cea mai mare captură. Și care a fost cea mai mare captură? Cea mai mare captură a fost de 26 de kilograme. 26 de kilograme? De kilograme, da. Bravo, bravo, uite cât ești de micuță, n-aș fi crezut că ești pasionată de pescuit, n-aș fi crezut lucrurile acestea despre tine. Domnul Vasile de la Mizil, bună dimineața și bine ați revenit la noi. Bună dimineața. Și dumneavoastră sunteți pasionat de pescuit? Foarte de pasionat, și eu. Muzica cu pescuitul face cea mai mare plăcere a mea. Se îmbină bine? Se îmbină, da. Eu am o baltă preferată a mea, se numește Boldeș Gradiștea. Și mai cântăm pe acolo, pe la domnul patron de acolo și eu altă adică care... cântați pescarilor, exact, da. Și uite așa vine și peștișorul de aur și vă îndeplinește toate exact. Dorințele. Este o baltă minunată, cu pești de... Și astăzi, pentru peștișorul nostru de aur, care ar fi dorințele? Să terminăm cu pandemia, să începem cu nunțile noastre. Trofeul concurenții. Toți concurenții au venit, doamnelor și domnilor, cu gândul acesta să câștige marele trofeu. Marius Gheorghe, bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Ce faci, Marius? De la foarte bine în sus. Sunt Ai foarte venit bucuros. Astăzi cu preparate din zona voastră? Ia povestește-mi! Da, am venit cu câteva hamsii, cu ceapă, ca așa se mănâncă. 2, 3, 5, 6 cât au mai rămas, așa, cu ceapă. Și bineînțeles, icre, că dacă nu avem icre pe masă, nu suntem români. Ai o rețetă specială pentru icre? Mama, m-a învățat să fac niște icre. O să cucerești juriul cu preparatele tale? Da, sunt foarte sigur de asta. Da, eu zic și așa că cel mai că bucuros trebuie... că am venit și eu cu băieții mei de la Ploiești, cu orchestra, cărora le mulțumesc din suflet. Și vrem să salutăm toți mirii de anul acesta. Bine, ce ne-a mai rămas? Să spunem că așteptăm cu drag să le cântăm la evenimente și să ne găsim cu bine. Abia așteptăm și noi să ne încântați și să-i cunoaștem și pe băieții tăi din orchestră un picuț mai târziu. Doamnelor, domnilor, noi vrem să întregim masa juriului.